Întâmplare terifiantă în Mehedinți. Este vorba despre două surori minore din județul nostru, care au fost vândute pentru căsătorie chiar de către bunica lor. Reprezentanții DGASPC Mehedinți au acționat de urgență în acest caz. Fetele au fost salvate și instituționalizate, iar drama lor a luat sfârșit. Două surori din comuna Malovăț, de 9, respectiv 12 ani, au fost căsătorite chiar de femeia care le-a crescut în schimbul unui galben. Fetele au fost măritate cu alții minori în județele Gorj și Dolj. Reprezentanții DGASPC Mehedinți au fost informați despre această situație, iar demersurile s-au făcut de urgență. Avem într-adevăr o situație mai deosebită, să spunem, ar putea să constituie chiar o premieră. Vorbim de două fete surori de 9 și 12 ani, domiciliate în comuna Malovăț. Din declarațiile lor, declarațiile familiei și ale vecinilor, cele două fete se pare că au fost vândute în vederea căsătoriei pentru un galben, una dintre ele într-o localitate din județul Dolj, cealaltă în localitatea Motru. După ce am primit sesizarea privind această situație, ne-am deplasat evident la fața locului, am constatat că, din păcate, cele sesizate se confirmă, așa că cele două fete au ajuns încă de ieri într-unul din centrele DGASPC și urmează deja procedurile specifice în acest sens, adică au fost deja introduse într-un curs de consiliere psihologică, urmează un program de consiliere psihologică, urmând să încercăm să recuperăm, să le recuperăm pe aceste fete pentru societate cât de mult se poate. După ce fetele au fost vândute pentru căsătorie, cea de 12 ani s-a întors între timp acasă în comuna Malovăț, deoarece era agresată chiar de partenerul ei și de familia acestuia. Povestea, într-adevăr, este interesantă și ar putea să constituie exemplu și pentru alții cărora le-ar putea trece prin cap așa ceva. Cele două fete, cum vă spuneam, au fost vândute în vederea căsătoriei. Fata de 12 ani revenise deja la domiciliul din comuna Malovăț din cauza relelor tratamente pe care le primea de la soț și de la familia acestuia, soț cu ghilimele de rigoare, evident. Fata de 9 ani, la momentul în care noi am ajuns la Malovăț, era în continuare în Dolj. Am făcut demersurile necesare pentru a reveni la domiciliul din Malovăț și din acel moment l-am preluat pe amândouă în centrul nostru. Femeia care le-a măritat pe cele două minore este chiar bunica lor. În prezent, aceasta nu conștientizează gravitatea faptelor sale și nu are niciun regret. Cea care a intermediat această tranzacție, să spunem, este chiar bunica celor două fete, cea care avea și plasamentul lor. Surprinzător este că din declarațiile colegilor de la DGASPC care s-au deplasat la fața locului a reieșit că bunica nici măcar nu a văzut ceva în neregulă în această situație, îi se părea ceva absolut normal, ba dimpotrivă era oarecum surprinsă de decizia noastră de a instituționaliza cele două fete, de a le lua în centrul specializat al DGASPC. Reprezentanții DGASPC Mehedinți au declarat că vor fi luate toate măsurile pentru ca fetele să poată avea o viață normală, fără a fi nevoite să se întoarcă în acea familie toxică. Ei au făcut deja demersuri, ne-au contactat în fel și chip, s-au deplasat în stilul caracteristic la centrul unde sunt cazate cele două minore, încercând să facă atmosferă, să facă scandal și susținând că vor reintegrarea în familie a celor două fete. Transmit public că atâta timp cât eu voi fi aici, nu vor mai ajunge vreodată cele două fete în această familie. Ar însemna să fim nebun la cap, pe românește fie spus, să permitem reintegrarea celor două minore în familie. Cele două fete din acest moment, din momentul în care sunt instituționalizate, vor urma procedurile specifice pe care le avem. Vom încerca, așa cum spuneam, recuperarea lor cât mai rapidă și într-o proporție cât mai mare. Considerăm că au condiții mult mai bune în centrele de DGASPC decât în această familie care, după cum vă spuneam, a considerat că fetele pot fi tranzacționate, pot fi vândute
la aceste vârste, 9 și 12 ani. Cazul celor două surori este un succes și reprezintă o premieră chiar la nivel național, în care fetele vândute pentru căsătorie de la o vârstă fragedă au putut fi salvate. Aceste situații sunt prezente la noi în țară și multe minore trăiesc o viață de calvar din cauza concepțiilor nepotrivite.